în această trecere. Erau în dificultate cei de la Slatina. Florin Purice din nou la blocaj. Două atingeri. A gândit bine această fază. Veteranul echipei proactiv l-a văzut pe adversarul său la blocaj. I-a dat minge un efect prin care a lovit de două ori corpul jucătorului de la Slatina. 6 egal. Par în vână jucătorii de la Târgoviște, care au egalat și acum pot să treacă în avantaj. Acum Alex Orean vine la fileu și trimite balonul în fileu. 7 la 6 pentru Târgoviște. Timeout solicitat de echipa CSM Slatina. Au început bine acest prim set jucătorii de la Slatina, dar proactiv Târgoviște a avut de fiecare dată replică, a revenit, a egalat pe situația pe tabelă și acum este chiar în avantaj, 7 la 6. N-au obținut prea multe puncte cei de la Târgoviște, dar au profitat la maxim de toate greșelile comise de adversar. Mingi în fileu, mingi prea lungi, care acum toate aceste greșeli s-au constituit în puncte contabilizate de echipa proactiv, care conduce cu 7 la 6 și are serviciul prin Florin Purice. Serviciu de sus, înalt, care pune în dificultate pe noi Darius, care greșește. 8 la 6 în acest moment. Proactiv Târgoviște mai face un prim pas pentru câștigarea acestui prim set. Singur la fileu Darius, dar bine, scoate bine Florin Purice. Și această minge este returnată de jucătorii de la Târgoviște. A fost o lovitură puternică. Muncesc mult cei de la Proactiv. S-a plecat Sebastian Jecu, lăsând spațiu adversarului său de la fileu Florin Purice. 8 la 7. Jucătorul de la Proactiv a trimis balonul în fileu. Acum Lorin Petrescu ridică pentru colegul său, care trimite foarte bine, dar recepționează acolo Darius Mingea. Curge Lorin Petrescu din nou. Vine Sebastian Jecu la blocaj, rămâne mingea în joc. Florin Purice are, poate imprima efect acestei mingi și obține punct. Obține punct. Alex Orean a retrimis mingea în joc, dar dincolo de antenă. Punctul este acordat echipei Proactiv Târgoviște, 9 la 7. Dublă. 10 la 7, o decizie de arbitraj care aduce un punct. Dar a recunoscut și jucătorul de la Slatina acest aspect. Acum vine blocajul. Putea fi punctul decisiv al primului set, însă mingea a atins fileul. O replică bună, neașteptat de bună, a celor de la Târgoviște, care au jucat însă foarte bine și eficient și care câștigă acest prim set cu 11 la 8 pe fondul unui efort colectiv admirabil. Și profitând și de greșelile comise de jucătorii de la Slatina, au fost execuții bune la început de joc pentru cei de la Slatina, după care au venit câteva decizii neinspirate, iar munca colectivă a celor de la Târgoviște a avut efect pe tabelă, iar echipa proactivă a câștigat 11 la 8 primul set. Urmează să vedem ce se va întâmpla în setul secund.
componenții echipei CSM Slatina sunt deja pe terenul de joc. Revin și cei de la Proactiv Târgoviște. Primul serviciu le aparține jucătorilor echipați în verde-negru. Florin Purice va repune balonul în joc la fluierul arbitrului principal, Federico Tavares. Minge în afara terenului de joc. S-a jucat frumos până în acel moment. Ambele echipe au avut intervenții bune în defensivă. N-au fost atacuri decisive, dar așa se joacă. Sebastian Jecu a fost înlocuit în echipa din Slatina cu Vasile Sorean. Florin Purice obține punctul cu un punct pentru echipa sa. Primul din acest set. Bună și această intervenție. Din nou Florin Purice are șansa de a închide jocul. Darius trimite în stânga defensivei adverse. Vasile Sorean cu pieptul. Noi Darius din nou poate ataca această minge, dar se apără foarte bine cei de la Târgoviște. Minge în teren. O decizie inspirată a lui Alex Sorean. Nu s-a mai jucat cu trei atingeri. La a doua atingere jucătorul de la Slatina a trimis tare și a surprins pe componenții echipei adverse. Până atunci s-a jucat previzibil cu o defensivă foarte bună de la Târgoviște. A recuperat mai multe mingi. Sorin Dida preia cu balonul. Florin Purice vine și dă în blocajul advers. De acolo mingea cade în teren și iese în afara suprafeței de joc. Egalitate la 2 în acest moment. Egalitate la 2. Târgoviște se ține tare. Florin Petrescu pentru Florin Purice, care deși avea o misiune simplă, ar fi fost o formalitate să trimită balonul în terenul advers, a trimis prea tare, 3-2 pentru Slatina. El preia acum, Sorin Didă ridică, vine blocajul, dar Florin Purice se revanșează cu această minge scurtă care restabilește egalitatea. Alex Sorean cu pieptul. Din nou o atingere dublă, 4-3 pentru Târgoviște. Să vedem ce pasionat Darius. Restabilește egalitatea, a lovit mingea tare. Acesta a aterizat în terenul advers și a trecut dincolo de fundașul care a încercat să recupereze acest balon. Egalitate la 4. Din nou serviciul revine echipei din Slatina. Sorin Didă preia această minge. Lorin Petrescu o ridică bine. Trage Florin Purice. Acum din nou Slatina în atac. Acum se schimbă din nou Florin. La fileo. O execuție care l-a surprins pe noi Darius. Mingea a căzut pe el. Bună această viziune a lui Florin Purice de a-l surprinde pe adversarul său, minge în out. Una bună, alta mai inspirată. Mingea aterizează cu ajutorul fileului în terenul celor de la Târgoviște. Să vedem Alex. Da, o minge dificilă pentru noi Darius la fileu. Acum din nou Florin Purice.
Alex Sorian, fără blocaj, Lorin Petrescu nu reușește, în ciuda efortului său, nu reușește să sară atât de sus încât să poată să joace mingea, șterge doar balonul cu capul, egal 6 la 5 pentru CSM Slatina. Un set secund la fel de echilibrat ca și primul set. Acum Lorin Petrescu la atac cu blocajul lui Noi Darius a reușit să treacă mingea dincolo. Egalitate din nou, de această dată o greșeală a formației din Slatina. Egalitate la 6. O nouă decizie neinspirată, 7 la 6 pentru Proactiv Târgoviște. Două decizii consecutive neinspirate ale jucătorilor de la Slatina oferă avantajul echipei din Târgoviște. CSM Slatina pare să joace fără răbdare, atacă mingi care ar putea fi repuse în trenul advers. Pe de altă parte, simt mai mult calm la Târgoviște, care joacă mai prudent, salvează mingile care vin în teren, le repune în joc și așteaptă greșeala adversarului. 7 la 6 și Florin Purice este din nou la serviciu. Scoate și această minge jucătorul de la Târgoviște. Acum tot el poate închide. O minge tăiată care nu prezenta pericol, dar balonul ridicat de Lorin Petrescu atinge grinda de susținere a tavanului și se restabilește egalitatea la 7. Lorin Petrescu din nou pentru colegul său, care găsește breșa, evită blocajul lui Noi Darius. 8 la 7. 8 la 7 pentru Proactiv Târgoviște, care afișează siguranță în acest set secund. Pare să domine jocul, în ciuda faptului că n-a avut foarte multe execuții decisive, mai ales așa. 9 la 7, lipsă de luciditate. Lipsă de luciditate din partea echipei din Slatina. Sebastian Jecu revine pe teren în locul lui Noi Darius. Vine la blocaj 9 la 7 în acest set secund, după primul set câștigat de Târgoviște. Slatinenii au nevoie de luciditate și de precizie pentru a termina acest joc cu bine. Pot salva această minge. Două atingeri, din nou Florin Purice, Vasile Sorian. Să vedem pe Sebastian Jecu. Din nou bună defensiva celor de la Slatina, care resping orice minge. Din nou Sorin Dida, Lorin Petrescu, Florin Purice. Asta înseamnă să te aperi bine. Nu trebuie să faci nimic în fața fileului, doar să aștepți ca adversarul să greșească. 10 la 7. Minge de meci pentru Proactiv Târgoviște. Vasile Sorian lovește bine din nou. Barajul rezistă. Să-l vedem pe Sebastian Jecu, care închide meciul. 11 la 7. Victorie meritată a formației Proactiv Târgoviște, care a jucat mult mai echilibrat în ambele seturi, a greșit mult mai puțin, a returnat toate mingile posibile și a câștigat ajungând în finala probei de triplu 2 la 0 în fața echipei campione CSM Slatina. Finala mică va opune formațiile Tango Salonta și CSM Slatina, în timp ce pentru locul întâi se vor duela UNEFS București
și Proactiv Târgoviște. Ambele semifinale au fost echilibrate. Prima s-a decis în setul decisiv, unde UNES București a învins echipa Tengo Salonta, iar a doua semifinală a fost adjudecată de Proactiv Târgoviște, care a trecut mult surprinzător de CSM Slatina, dar nu e deloc întâmplător acest aspect dacă urmărim cursul jocului. Echipa din Târgoviște, așa cum v-am spus, a fost mult mai stabilă, a avut constanță în joc, și-a făcut treaba în apărare și a profitat de greșelile adversarilor pentru a se impune în această semifinală. Urmează o scurtă pauză pentru a permite echipei din Slatina să respire, după care debutează și finala mică dintre Tengo Salonta și CSM Slatina.